Bună seara, sunt Vitalie Ecojocar. La Euronews România începe emisiunea Vocile care contează. Iată care sunt temele ediției. Peste 5 zile, cetățenii vor merge la urne ca să-și voteze aleșii locali și pe cei europarlamentari, iar apropierea alegerilor se simte în spațiul public, unde a apărut, fără o sursă, un document prin care primarul capitalei Nicu Jordan, candidat independent la funcția de primar, este acuzat că ar fi colaborat cu securitatea. Nicu Jordan a anunțat că a făcut deja o plângere penală, susține că documentul este fals și îi afectează imaginea. În această seară ne-am propus să discutăm despre acest caz pentru a lămuri multe întrebări care au apărut în public. În primul rând vom discuta despre autenticitatea așa numitului raport al securității. Ne ajută un specialist în astfel de documente, un investigator CNSAS. Tot în această seară vom discuta și cu reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale despre pregătirea alegerilor. Cum vor fi comunicate rezultatele alegerilor, cum vor fi adunate datele din secțiile de votare, cât de pregătit este statul român pentru a face față unor eventuale atacuri cibernetice. Despre asta discutăm chiar acum. Alături de mine, în studioul Euronews România, este locotenent colonel Cătălin Chirca, purtător de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi și am o tabletă la mine pentru că vreau să arătăm ceva important, ceva care are legătură cu alegerile și anume cum pot fi informați oamenii. Aveți o platformă specială, ea a fost și în celelalte alegeri de până acum. Oamenii o pot vedea, alegătorii, pe prezenta.roae.ro. Aceasta este, deci? Așa este. Este un site în care fiecare cetățean, fiecare organizație interesată poate vedea date statistice cu privire la prezența la vot. Este un site găzduit pe site-ul Autorității Electorale Permanente și a fost dezvoltat, bineînțeles, pe baza cerințelor formulate de această instituție și de legislația în vigoare. Deci dumneavoastră ați construit-o... Autoritatea Electorală Permanentă, exact. Umple de informații. Acesta este și rolul Serviciului de Telecomunicații Speciale, da. De a asigura acest suport tehnic pentru buna desfășurare, organizare și desfășurare a alegerilor. Platforma permite vizualizarea unor date foarte importante și în același timp, în timp real, cu privire la prezența la vot. Sunt date care vin de pe tabletele, care sunt în secțiile de votare și care ne oferă informații foarte, foarte relevante pentru fiecare care dintre noi din perspectiva transparenței, începând cu ora 7 de când se deschid secțiile de votare și până la ora 22 când acestea vor fi închise, dacă nu cumva vor fi prelungite până la ora 23:59 și asta în funcție de decizia președintului secției de votare, dar vom vorbi mai târziu despre asta. Bun. Ce avem aici? Avem date cu privire la numărul total de alegători care au drept de vot, avem persoanele care sunt înscrise pe listele complementare și care poate să voteze într-o anumită secție de votare. De asemenea, putem vizualiza statistici care sunt pentru fiecare dintre tipurile de alegeri. Și știm că în data de 9 iunie românii vor putea să aleagă primar, consiliul local, președinte de consiliu județean, consiliu județean și la fel aplicat și pe zona de București, da, și europarlamentar. Și europarlamentar, să spunem că în acest moment platforma ne arată rezultatele din 2020, au fost atunci alegeri locale. Este foarte bine că putem să vedem ce s-a întâmplat în acel moment și avem pe toate județele participarea la vot. Poți să aleg un județ? Putem alege județul, putem alege o localitate și putem să mergem până la nivel de secție de votare. Aici avem Alba. De unde ne vin exact rezultatele în timp real. Și putem alege orice localitate de acolo. Practic este unitatea administrativ-teritorială care poate să conțină mai multe sate sau zone care sunt adiacente în OAT-ul respectiv și mai departe secțiile de votare din localitatea respectivă. Și exemplu pe care îl prezentați acum este o secție de votare în care vedem că la momentul respectiv au fost înscriși pe listele permanente 527 de persoane și persoane nu au fost alte persoane înscrise pe listele complementare. Bun. Dacă mergem mai departe pe zona de statistică, putem să vedem aici că sunt oferite informații la fel, pe nivel de secție, fiecare utilizator poate să aleagă dacă se uită la prezența la vot
la nivel de județ, la nivel de țară, poate chiar în cazul europarlamentarelor. Avem și o hartă interactivă. Ia să vedem harta în acest moment, așa. În care e procentajul cu prezența la vot pentru fiecare dintre aceste județe și dacă accesăm unul dintre ele, avem aceleași informații, sunt transpuse în diferite forme grafice, astfel încât să fie de utilitate pentru cei interesați. Și e foarte important, câte des vor fi actualizate aceste date? Datele se actualizează în timp real, deci tot ceea ce poate să vadă cetățenii sunt informații care vin din secțiile de votare, actualizate la minut, ca să spunem așa. Mai mult decât atât, există și varianta de a descărca datele în format CSV pentru a le putea integra în diferite aplicații dacă dorim să prezentăm, de exemplu, pe un site sau poate pur și simplu să le folosim pentru a le agrega și pentru a le compara mai târziu. Aceste date sunt referitoare la prezența la vot. Adică asta și face sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot. Ne interesează și rezultatele. Exact. Și rezultatele, și aici la fel, pentru că noi susținem transparența unui astfel de proces democratic, sunt prezentate la fel în timp real în secțiunea a doua a site-ului, unde avem date provizorii, date parțiale și date finale. Datele provizorii la fel vin de la nivel de secție de votare, la fel putem să avem, de exemplu, pentru o localitate în situația primarului, dar e important să spunem că datele de din această secțiune a site-ului sunt cele care vin din procesele verbale. Procesele verbale care se încheie de către membrii secțiilor de votare și care sunt urcate de către operatorul de calculator în sistemul informatic sub formă de fotografie, adică fotografia procesului verbal care este semnat de către toți acești reprezentanți și de asemenea sunt introduse datele respective într-un formular de verificare a corelațiilor, care face niște adunări. Bun, discutăm și despre asta, doar că aici avem date provizorii, date parțiale și date finale. Ce este cu toate aceste informații? Datele provizorii sunt datele care vin din secția de votare, da, și care sunt primele date, care sunt fotografiate și urcate de către operatorul de calculator. Datele parțiale sunt cele care deja au fost validate la biroul electoral de circumscripție superioară și aici putem să ne referim la fel la alegerile pentru primar, unde avem BECL, cum este o sintagmă, și în situația în care nu au fost foarte corecte datele introduse în acel proces verbal, pe baza unei decizii emise de președintele biroului electoral de circumscripție locală, pot fi efectuate eventuale modificări. O întrebare. Aici avem sus țară, județ, UAT, secție de votare. Putem afla pe fiecare secție de votare, putem afla și pe fiecare UAT localitate? De exemplu, aici putem afla care este rezultatul la alegerile pentru primar într-o localitate, dacă selectăm la nivel de UAT și acolo avem, da, practic un proces verbal întocmit pe baza datelor din toate secțiile de votare și care acelea sunt rezultatele pentru alegerea primarului, deci, și a Alba, municipiul local. Blaj în 2020, cum s-a votat, exact, și rezultatele vor fi inclusiv mai aici. Mult decât atât, în partea inferioară a site-ului, putem să accesăm fiecare dintre noi aceste procese verbale în format PDF, fie că au fost urcate ca poză, fie că au fost încărcate în formularul de verificare a corelațiilor și e garanția transparenței unui astfel de avem proces. Avem și candidații și știm câte procente a obținut fiecare. Nu-i arătăm acum pentru că suntem totuși în campanie electorală, dar candidații vom ști exact procentele pe care le-au obținut. Da. Și o să povestim în această seară inclusiv faptul că toate aceste date care sunt afișate într-un mod public și transparent pe acest site sunt corelate permanent cu procesele verbale, cu stabilirea rezultatelor obținute în secțiile de votare, pe format de hârtie. Și la fiecare birou electoral ele sunt comparate tocmai pentru a garanta, bun, că acestea nu au fost schimbate. Aici am vorbit de date parțiale, date finale, ce se întâmplă date la date finale? Date finale, aici este varianta în care, vă spuneam mai devreme, că în situația în care au fost niște neconcordanțe la nivelul procesului verbal și se dă o decizie de către președintele biroului electoral de circumscripție superioară, și se fac aceste modificări, corecții pe procesele verbale, acestea de asemenea, fiecare versiune va fi fotografiată și încărcată pe site. Iar dacă accesăm secțiunea de date finale, atunci fiecare dintre noi putem să vedem procesele verbale încheiate la finalul zilei de votare. O ultimă întrebare.
vom putea afla în timp real și rezultatele pe măsură ce vin procesele sau rezultatele vor apărea la final când toate procesele au ajuns la biroul electoral? Rezultatele vor fi încărcate în sistem de fiecare dată când operatorul de calculator va fotografia. Practic vom avea rezultatele finale bazate pe fotografia procesului verbal încărcat în sistemul informatic. Eu mă refeream la cei care urmăresc această platformă. Ei, rezultatele propriu-zise pe candidat. Rezultatele vor fi afișate în momentul în care cu toate vor fi înglobate și adunate și consemnate de către... Nu este ca la, prezența la vot. Este vorba de rezultatele finale. Da, rezultatele finale în momentul în care toate datele vor fi colectate și vor fi asumate la nivelul biroului electoral. Da, aș vrea să discutăm în continuare despre votul multiplu și cum reușește statul să lupte cu votul multiplu, dacă a reușit să rezolve în vreun fel această problemă. Și mai întâi, înainte de a discuta în studio, vreau să vedem ce a spus președintele Autorității Electorale Permanente, Tony Greblă, ieri, în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează, referitor la felul în care România reușește să lupte cu votul multiplu. Vedem declarația și revenim. Noi am terminat cu votul multiplu. Este imposibil acum să votez de două ori. Tehnic este absolut imposibil. Pentru că ești găsit în sistem. Pentru că automat, odată ce ai fost înregistrat pe o tabletă unde ți-a fost scanat actul de identitate. Este imposibil să mai votezi în vreo secție de votare. Pentru că dacă te din duci, țară și din străinătate. Apare că ai votat. Deci apare imediat că ai votat, apare o alertă care este trimisă la Autoritatea Electorală Permanentă și în același timp este trimisă și la Ministerul de Interne. Ce se întâmplă? Cu cineva acel cetățean va fi imediat interogat, întrebat în legătură cu... Sigur că s-ar putea să fie o eroare. Nimeni nu exclude acest lucru. Însă va fi imediat întrebat, se va verifica în sistemul informatic și este deja contravenție însemnată, în anumite cazuri poate să fie chiar infracțiune, astfel încât îi descurajez pe cetățenii care, chiar dacă ar fi fost amăgiți să-și schimbe domiciliul pentru o anume perioadă, într-o anume localitate, pentru a vota o cunoștință, un prieten, un prieten, am zis, între ghilimele de rigoare, da. Îi descurajez să facă acest lucru, pentru că s-ar putea să fie prins și este păcat pentru un mulțumesc frumos să stea câteva luni de zile în anchete penale și după aia, Doamne ferește, într-o executare a pedepsei. A fost Tony Greblă vorbind despre votul multiplu și felul în care statul român a oprit votul multiplu. Revenim la discuția din studio cu domnul Chirca. Vreau să știu despre ce vorbea domnul Tony Greblă în momentul în care povestea despre o tabletă. O tabletă care blochează practic votul multiplu. Cum? Este o tabletă prin care ne asigurăm că doar persoanele care au drept de vot li se și permite accesul în secția de votare pentru a-și exercita acest drept. Și noi vorbim avem de aici. O tabletă, da, exact, care a fost configurată de către colegii noștri. Sunt aproape 30.000, 29.500 de astfel de tablete utilizate pe timpul procesului electoral din 9 iunie și pe care este instalată aplicația ADV, aplicația de verificare a dreptului de vot, care face parte dintr-un sistem informatic care se numește Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal. În spate, noi vedem acum pe imagini, în spate se bagă buletinul care este fotografiat de tabletă și... Care este fotografiat de tabletă și de fapt este scanat de tabletă, partea de jos a cărții de identitate, care este zona MRZ, unde se citește codul numeric personal și prin intermediul acestei aplicații se verifică care este statusul unui CNP în raport cu listele electorale permanente. Și ca să vă dau un exemplu, de fapt asta și face tableta,
preia CNP-ul alegătorilor, operatorul de calculator îl verifică dacă are sau nu drept de vot și ulterior, dacă are drept de vot, îl validează și merge mai departe și intră pe circuitul electoral. Ce se întâmplă în situația în care a votat deja la altă secție? Dacă persoana a votat deja la o altă secție, tableta va semnala faptul că alegătorul deja a fost validat într-o altă secție și în momentul respectiv, operatorul de calculator îl informează pe președintele secției de votare și mai departe se fac niște verificări. Președintele secției de votare are inclusiv posibilitatea de a suna într-un call center care este administrat de către un telefon pus la dispoziție de către instituția noastră și să intre în legătură cu președintele secției de votare din secția în care pe tabletă este afișat că alegătorul a mai fost validat încă o dată. Și în acest fel se asigură că persoana respectivă are sau nu drept de vot. Aplicația practic verifică situația în care se află o persoană care se prezintă în secția de votare. Dacă persoana are sau nu drept de vot și poate să voteze în secția respectivă, dacă persoana a mai votat într-o altă secție, dacă persoana a împlinit vârsta de 18 ani sau dacă persoana nu cumva are drept interzis de a vota. Bun, află că a votat în altă secție și mai departe care este procedura? Știți? Dacă persoana a votat într-o altă secție, este transmisă o alertă către autoritățile implicate și responsabile să verifice un astfel de incident, dacă nu cumva este o încercare de vot multiplu și bineînțeles că în situația în care nu există o semnătură a persoanei în cealaltă secție, poate doar a fost validată acolo și nu a votat, s-a răzgândit sau a avut o problemă medicală, atunci există posibilitatea ca ea să ca acestei persoane să-i se permită accesul pentru a vota cu acordul președintelui secției de votare. Trebuie să înțelegem cu toții că rolul tabletei este de a semnala toate situațiile în care poate să se afle o persoană și de a fi un suport decizional pentru președintele secției de votare, care este singura persoană care are autoritatea necesară de a permite unei persoane să voteze sau nu în secția respectiv. Chiar dacă vorbiți de tabletă, de internet și așa mai departe, cu toate acestea, votul nu este unul electronic. Votul nu este unul electronic și tocmai de aceea și când am început această discuție mai devreme, vă spuneam că nu poate fi influențat votul sub nicio formă, întrucât la noi toate voturile se exercită pe hârtie, sunt oamenii care introduc voturile în urnă, iar tableta doar ajută ca o persoană să aibă sau nu acces pentru a vota. Și totuși tableta este foarte importantă pentru că ne ajută să luptăm cu votul multiplu care s-a întâmplat. Știm, au fost cazuri ani din urmă. Acum susțineți că votul multiplu a dispărut complet. Dacă dispare internetul, ce se întâmplă? Dacă dispare internetul, noi folosim conexiuni pe care la internet, inclusiv pentru a publica aceste date despre care am vorbit mai devreme și toate acele date care sunt prezentate pe site-ul prezenta.roaep.ro sunt date care sunt preluate din tablete. În situația în care ar exista o problemă de conexiune la una dintre tablete, există varianta de a schimba operatorul mobil care furnizează acea conexiune și de asemenea există și posibilitatea de a interveni acolo și avem echipe de intervenție tehnică care merg într-o secție de votare să înlocuiască tableta. În lipsa unei conexiuni, sistemul informatic nu se poate sincroniza cu datele preluate în tablete. Anii din urmă auzeam despre faptul că pe liste unii oameni vedeau persoane decedate. Acum vă asigurați acum că listele sunt în format electronic, ele sunt puse la dispoziție de către autoritatea electorală permanentă și mai mult decât atât, tableta ați văzut că are un suport, practic trebuie să existe o persoană care să se prezinte în secția de votare, care să-și prezinte actul de identitate, identitate care este verificată de către personalul din secțiile respective de votare și mai departe, CNP-ul acelei persoane care se prezintă cu cartea de identitate în mână este verificată într-o listă. Practic, aceasta este singura variantă în care poate fi validată prezența unui alegător în secția de votare. Chiar dacă votul nu este electronic, cu toate acestea, informații sensibile sunt transmise electronic. Cum vă asigurați că nu vor fi sparte aceste rețele de comunicare?
Pot să vă spun faptul că la nivelul instituției noastre, specialiștii din STS au luat toate măsurile pentru a configura, administra și securiza infrastructurile de comunicații și de tehnologie informației care sunt folosite în cadrul procesului electoral. Mai mult decât atât, acești specialiști, de fapt, au format niște echipe multidisciplinare și am avut aici administratorii de la bazele de date, administratorii de la rețele, administratorii sistemelor informatice, am avut administratorii platformelor de virtualizare, care cu toții, inclusiv dezvoltatorii, programatorii, cu toții au pus în aplicare recomandările echipei de securitate cibernetică, care există la nivelul STS. Mai mult decât atât, au fost luate în considerare toate conceptele și recomandările naționale și internaționale cu privire la securitatea cibernetică și toate aceste măsuri ne ajută să putem fi în măsură să contracarăm eventuale atacuri care pot fi îndreptate împotriva acestor infrastructuri. Mai mult decât atât, atât timp cât există infrastructuri conectate la internet, pot exista și atacuri. Tocmai de aceea, noi suntem pregătiți să le contracarăm și să, prin toate metodele și mijloacele pe care colegii noștri le-au pus sau... în... Păi putem să vă spunem faptul că au fost dispuse sau adoptate, mai bine spus, soluții de scalabilitate și de redundanță, au fost actualizate permanent sistemele folosiți informatice. Cuvinte care nu sunt cunoscute publicului larg. Sunt majoritatea acestor mijloace sunt tehnice și măsuri sunt tehnice, însă cu toate fac parte dintr-un pachet mare care ne vor permite să asigurăm un răspuns în situația în care ar fi un atac. Eu vă întreb despre asta și întrebarea mea este legitimă pentru că suntem într-o zonă de război, știu că există anumite atacuri hibride și atacuri cibernetice au tot fost asupra României, de aceea vă întrebam, care sunt șansele să existe atacuri cibernetice asupra sistemului de vot în timpul alegerilor din România? Exact cum vă spuneam, atât timp cât avem infrastructuri care sunt expuse în internet, există și posibilitatea atacului. Însă, ceea ce toții trebuie să înțelegem și prin acele măsuri, inclusiv soluții de redundanță despre care vă spuneam, cu toate ne vor permite să asigurăm o desfășurare normală a procesului electoral și că m-ați întrebat mai devreme și despre lipsa internetului. Dacă nu avem o conexiune la internet, tableta va funcționa în mod offline și în momentul în care vor fi remediate orice fel de probleme, fie că sunt evenimente de securitate, fie că sunt evenimente sau defecțiuni tehnice, acestea vor fi sincronizate și totul va intra într-un flux normal de lucru. E important cu toții să înțelegem că procesul electoral nu se va întrerupe și el va continua în orice fel de situație. Nu se va întrerupe. Nu se va întrerupe și pentru că pot fi preluate practic și validate cărțile de identitate ale persoanelor și în modul offline. Și tocmai de aceea e bine că ați amintit dumneavoastră la începutul discuției faptul că noi nu avem un vot electronic și tocmai de aceea procesul de votare se desfășoară în continuare. Dar dumneavoastră nu ați construit o rețea independentă care ține de STS, folosiți rețeaua existentă? Așa este, se folosesc. Sunt configurații pe care le-au făcut colegii noștri și exact colegii cum vă spuneam, colegii noștri de la STS, fiecare pe domeniul lui, acele echipe multidisciplinare din toate domeniile, dar folosesc rețele de transport puse la dispoziție și luate de la operatorii publici. Okay. E foarte dificil să asiguri conexiuni pentru că secții de votare sunt absolut în toate colțurile țării. Și atunci au fost colegi de-ai noștri care au realizat niște surveiuri, le spunem noi, au identificat fiecare secție de votare, s-au dus acolo și au văzut care este nivelul de acoperire GSM pentru fiecare dintre operatorii publici de telefonie mobilă, au stabilit care sunt rețelele cu cea mai bună acoperire și practic primele două rețele au putut fi utilizate pentru a asigura conexiunile necesare ale tabletei cu sistemul informatic. Bun, conexiuni noi... care, așa, la fel, au fost securizate de către colegii noștri, tocmai pentru a nu permite accesul altor persoane care nu ar trebui să aibă acces acolo. Nu este periculos să folosești o rețea publică, una la care poate să aibă acces oricine, chiar dacă este securizată? Nu sunt chiar rețele publice. Nu? Folosim infrastructura operatorilor publici de telefonie
telefonie, însă aceste rețele pe care le folosim au fost securizate de către colegii noștri de la STS, tocmai pentru a permite comunicația securizată a datelor. Da, în același timp există zone din țară care nu sunt acoperite de rețeaua de date. Ce ați făcut acolo? În astfel de situații, colegii noștri au instalat terminale satelitare și astfel s-a asigurat această conexiune care să permită sincronizarea și interconectarea tabletei cu sistemul informatic. Ce se întâmplă în situația în care s-a terminat? La ora 22, ați spus, în cele mai multe secții de votare se termină votul. Ulterior, cum sunt numărate voturile? Pentru că asta e foarte important. La închiderea secțiilor de votare, operatorul de calculator a fost instruit să apese un buton care exact așa se și numește, închide secția, și în momentul în care a fost activat acel buton, da, pornește automat funcția de înregistrare audio-video a tabletei. El, operatorul, își va amplasa tableta într-o zonă în care se poate să vadă toate operațiunile din secția respectivă de votare, iar membrii procedează la numărarea voturilor. Membrii, asta este partea, ca să spun așa, care revine membrilor din secția respectivă de votare. La finalul acestor operațiuni se întocmește un proces verbal în care vor fi trecute absolut toate datele pe care membrii din secția de votare le-au constatat și acel proces verbal este fotografiat. De asemenea, datele din procesul verbal sunt introduse în tabletă pentru a avea un formular de verificare a corelațiilor și pentru a se asigura inclusiv ei că nu au fost greșite acele sume. De fapt, sunt niște sume de control acolo și aceste date, fotografia după procesul verbal și procesul verbal generat prin acest formular de verificare a corelațiilor sunt urcate pe site-ul pe care l-am văzut mai devreme. De asemenea, aceste date vor fi verificate la biroul electoral de circumscripție superioară împreună cu procesul verbal fizic care a fost semnat de fiecare membru din secția de votare pentru a vedea că nu s-a modificat sub nicio formă. Este greșește, o dublă verificare. Dacă se greșește totuși un proces verbal în timpul votării și ulterior, ziceți, la biroul electoral central? Exact. Sau la biroul electoral de circumscripție superioară, da? Da. Se descoperă această greșeală. Se poate emite o decizie în care se poate da acordul pentru a modifica data care a fost trecută într-un mod eronat acolo. Decizia, la fel, este fotografiată și încărcată în sistem și publicată pe site-ul de prezență și în baza acelei decizii se poate face modificarea pe procesul verbal. E important să spunem că fiecare versiune a procesului verbal, chiar dacă poate să aibă două sau trei modificări sau poate niciuna, toate versiunile sunt publicate în secțiunea de prezență. Da. Aveți un proces verbal acolo în față? Așa, da, arată. Avem un proces verbal care pentru fiecare dintre tipurile de alegeri există câte un proces verbal. Vom avea unul pentru primar, pentru Consiliul Local, pentru președintele Consiliului Județean, pentru Consiliul Județean și la fel și pentru București plus europarlamentare. Codul QR este practic instrumentul care îl va ajuta pe operatorul de calculator să nu încurce procesele verbale. Da, așa. Se vede la să nu încurce procese verbale, în speță, fiind 5 tipuri de procese verbale, îl va lăsa să fotografieze la secțiunea de primar, doar procesul verbal de la primar. Și de asemenea are și rolul de a îl ajuta pe operatorul de calculator să ordoneze paginile procesului verbal într-o ordine crescătoare. Adică dacă el fotografiază pagina 3, să nu fie prima pagină, ci să fie pagina 1, 2 și 3. Deci el nu conține informații, nu conține alte date, ci pur și simplu are un rol administrativ de a putea să nu greșim. Să vă întreb în felul următor. Chiar dacă se votează neelectronic, în format clasic, da? Nu avem vot electronic în România, totuși aceste date sensibile sunt luate de pe camera, de pe camera sau de pe camerele tabletei și ajung în serverele STS. Da. Dumneavoastră îmi spuneți că este imposibil să spargi, să intri pe parcurs și să oprești acest flux de date sau să extragi și să introduci alte date pe acest parcurs, astfel încât în servere să ajungă altceva? Ceea ce vă spuneam și mai devreme este faptul că noi am luat
toate măsurile de securitate și am ținut cont de fiecare infrastructură și de specificitatea fiecărei infrastructuri și instrument informatic. În situația în care ar fi orice fel de atac, noi suntem în măsură să-l contracarăm, astfel încât să asigurăm o bună desfășurare. Mai mult decât atât, situația în care ar exista o problemă tehnică sau o problemă de afișare a datelor sau n-ar fi o concordanță foarte clară a datelor, trebuie să ne amintim că datele reale și datele cele care sunt valabile și care nu pot fi modificate sunt cele de pe procesul verbal de hârtie. Iar această dublă verificare care se realizează prin sistemele informatice pe care colegii noștri le-au dezvoltat, ne asigură odată transparență și ne asigură o digitalizare a acestor procese, astfel încât cu toții să avem acces, cum am văzut și mai devreme, la toate datele în timp real și la date cu privire la prezența la vot și la rezultatele obținute în secțiile de votare. În timpul alegerilor, chiar în ziua alegerilor, există evenimente de securitate cibernetică și aceste evenimente sunt tot mai multe decât într-o zi obișnuită? Evenimente de securitate cibernetică au loc permanent și pot să vă spun acest lucru pentru că noi de la Serviciul de Telecomunicații Speciale asigurăm infrastructuri pentru aproape toate instituțiile și autoritățile publice ale statului român și vedem că există astfel de atacuri. Însă, dacă există niște măsuri foarte clare de contracarare, de prevenire, dacă avem sisteme informatice cu soluții de securitate permanent actualizate, dacă avem grijă și facem verificări permanente care să nu ne permită să lăsăm un acces neautorizat către sisteme care sunt disponibile în internet, dacă avem un management adecvat al tuturor vulnerabilităților, atunci, cu siguranță, vom fi în măsură să avem o funcționare normală a acestor sisteme. Da, o ultimă întrebare. În total, câți oameni au fost instruiți, funcționează în acest sistem pe care l-ați tot descris astăzi? Persoane care sunt implicate în buna desfășurare a alegerilor. În România și în străinătate. Aș zice că au fost peste 50.000 de persoane care au fost instruite de către specialiștii Autorității Electorale Permanente și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru a utiliza aceste instrumente. În România și în străinătate. 50.000 de persoane. Și trebuie să spunem asta că sunt oameni care provin din societatea civilă, atât președinții din secțiile de votare, locțitorii acestora, operatorii de calculatori, informaticienii, sunt oameni care, mulți dintre ei, poate nu au cunoștințe tehnice și pe care noi i-am pregătit să folosească tabletele, să cunoască fiecare procedură în detaliu, astfel încât să nu avem evenimente nedorite. Și iarăși aș vrea să mai spun faptul că în secțiile de votare nu există reprezentanța ai Serviciului de Telecomunicații Speciale. Oamenii aceștia vor trebui să folosească aceste instrumente, iar în situația în care vor avea neclarități, noi am pus la dispoziție inclusiv un centru de suport care poate fi apelat telefonic, este un call center, ca să-i spunem. De pe orice telefon sau au telefoane speciale pentru asta. Ei ne-au indicat numerele lor de telefon, okay. Noi știm de pe ce numere vin și inclusiv preluarea acestora se va realiza similar cu Serviciul de Urgență 112. Dacă sună un operator din județul Alba, va fi preluat de centrul de suport din Alba. Dacă sună din sectorul 6 din București, va fi preluat de către centrul de suport de aici din București. Dacă sună din străinătate, la fel. Și pentru ei avem oameni care să-i ghideze, să-i îndrume și să le acorde sprijinul necesar. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și sperăm să nu existe incidente. Dar dacă vor fi, sper că vom reuși să le lămurim împreună, inclusiv la Euronews România. Noi vom urmări alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Vă mulțumesc pentru invitație și rămânem aproape bine. Da, mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi locotenent colonel Cătălin Chirca, purtător de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Mergem mai departe și vorbim tot despre alegeri, pentru că se apropie și cum se apropie alegerile, se acutizează și discursul electoral din spațiul public în această seară la Vocile Care Contează. Vedem, discutăm, analizăm așa numitul raport prin care Nicușor Dan ar fi acuzat că a colaborat cu securitatea. Discutăm cu un investigator al CNSAS despre autenticitatea așa zisului document imediat. Rămâneți alături de noi! Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Se apropie alegerile pe 9 iunie, mergem la vot, desigur.
acum se apropie alegerile, se ascute și discursul politic. Am văzut în aceste zile cazul așa numitului document în care primarul Nicușor Dan, candidat independent la funcția de primar al capitalei, este acuzat că ar fi colaborat cu securitatea. A apărut în public un așa zis raport al securității despre care știm prea puține, știm că nu a fost difuzat în public de către CNSAS, dar nu știm sursa inițială, cine l-a găsit și în această seară încercăm să ne dăm seama care este autenticitatea acestui raport, pentru că deja s-a vorbit foarte mult în aceste zile despre el. Ne ajută să ne dăm seama ce se întâmplă și ce este cu acest raport. Invitatul meu de la această oră, alături de mine, este domnul Răzvan Popa, investigator la CNSAS. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Aș vrea în primul rând să ne dăm seama, dumneavoastră, sunteți specialist, ați văzut foarte multe astfel de documente. În ce măsură ne puteți ajuta să ne dăm seama care este autenticitatea lui? Care este funcția dumneavoastră la CNSAS? Vin din direcția investigației a CNSAS-ului. Sunt unul din cei 30-35 de investigatori. Suntem cei care verificăm relația cu securitatea persoanelor publice. Și ați văzut mii de documente? Și am văzut 24 de ani de documente, dacă vreți. Așa, ok. Deci de 24 de ani studiez astfel de documente. Țin să precizez că sunt aici strict în nume propriu. Nu reprezint instituția și nu voi face referire la persoane, la verificări. Voi încerca să vă ofer o părere avizată, cred eu, asupra ceea ce avem aici pe ecran în fața ochilor. Bun. Ceea ce am întâlnit în acești 24 de ani. Hai să discutăm despre document. Eu sunt o persoană complet neavizată, mă uit la acest document. Mie mi se pare că ar fi unul real, pentru că îl văd scris parcă dactilografiat. De aceea vreau să vă întreb la ce mă uit în primul rând când privesc. Vă propun pentru început să facem o analiză de formă. Și apoi formă. Trecem la ușor la un conținut. Nu factual, dar la conținut. Ok. Pe formă, ce îmi spune prima oară documentul ăsta este că este făcut la calculator. Nu e dactilografiat, așa pare. Nu este dactilografiat, deși așa pare. Este un font destul de apropiat de fontul original al mașinii de bătut. Ce are caracteristic mașina de bătut, descris, este că impresiunea literelor în succesiunea în care dactilografa lovește tastele respective nu este egală, pentru că fiecare tastă vine cu viteza ei, cu greutatea ei. Banda pe care se află tușul la fel este mai uzată sau mai nouă și din acest motiv textul este mai pronunțat sau mai apăsat sau mai diluat sau mai... Deci asta e prima observație. Textul de aici este destul de cursiv, destul de... Liniar. De liniar, da. A doua observație și care s-a vehiculat deja în spațiu public în zilele acestea este că textul nu are diacritice. Ceea ce este important? Este important pentru că mașinile de scris și mai ales ale securității, care era cine era, aveau diacritice. Problema lipsei diacriticelor a apărut odată cu calculatoarele. Sigur, a existat și în trecutul vechi, în anii 50-60, dar în anii 80 securitatea scria cu diacritice și scria perfect corect sub aspectul acesta. Deci textul nu are diacritice. O să observați că într-un text autentic este plin arhiva noastră de documente de tipul acesta. Diacriticele sunt ciudate, le-aș numi, în raport cu ceea ce știm noi în zilele noastre. Dar avem un asemenea document, aș vrea să-i rog pe colegii din regie să ni-l arate. Este un document original de pe site-ul CNSAS, este original acesta, da? Da. Bun. Da, dovadă aveți și watermark-ul instituției noastre. Și vedem că literele într-adevăr... Deci vedeți neliniaritatea textului, vedeți diacriticele că sunt... uitați-vă... Așa. Sunt lipite, vedeți? Adică așa. Nu este sedila aceea pe care o cunoaștem noi, clară, limpede. La ț, da? Exact, la ț. Haideți să vedem un ș. Găsim undeva un ș. Este din nou, aici. Ț. Este aici, ș. La fel, vedeți? Este lipit de corpul textului, este difuz. Uh-huh.
dacă colegii noastre pot schimba un pic în partea cealaltă la documentul. Nu o să avem de-a critici acolo, dar schimbăm. Nu o să le avem, dar alternanța, iată cât de clar devine textul acesta acum. A, okay. Cât de vizibil, dacă vreți. Celălalt e ușor încețoșat. Dar nu e asta singura problemă. Okay. Și problemele sunt multe. Asta e cea care, să vă spun, care sare în ochi prima oară. Un al doilea aspect, că vorbeam de dactilografiere. Un al doilea aspect este aici. SS. Specimen semnătură. Ok. Schimbați, vă rog, dacă puteți, în documentul... Hai să ne uităm la documentul original. Da? Autentic. De pe pagina CNSAS. Ia uitați acolo. Registru dactilo. A. 013671 din 13689. Deci acolo avem ID-ul dactilografei. Acolo își lasă semnătura discret persoana care a dactilografiat acest text. Lipsește treaba asta în partea elaltă și mai mult apare acel SS care nu e din acest film. Nu se scria SS pe... Da. Da. Deci se scria așa ceva. RD. RD. Da. Revenim la documentul despre care vorbim. Așa numitul... Revenim la document. Da. Rămânem la analiza pe... La documentul în care Nicușor Dan este exact. Incriminat. Rămânem la analiza pe formă și o să mai observăm câte ceva. Da, imediat colegii o să-l... Așa. O să observăm că în anumite locuri despărțirea în silabe este halucinant, aș numi eu. Dacă îmi permite, o să mă uit un pic pe... În prima pagină, aflată la dumneavoastră. Așa. O să observați în paragraful 3... care au avut aceleași, Dar mai e aici, dumneavoastră mi-ați spus. În pagina 2. Jos de tot, aici. Persoana, ia uitați-vă, persoana A. Ok. Lucrat. At. Niciodată n-am întâlnit așa ceva. In, da. Lucrurile astea sunt total nespecifice, adică nu o să fac acum apologia securității, dar la nivelul anilor 80, oamenii ăștia erau destul de pregătiți, vorbim de securitatea municipiului București, teoretic. Poate sunt niște greșeli pe care cineva le-a făcut din necunoștința limbii române. Din necunoștință? Nu știu, nu sunt în măsură să evaluez asta, dar sunt niște greșeli total nespecifice. Okay. Și nu au ce căuta într-un document de tipul acesta. Ok. Ca să rămânem în zona, nu-mi dau seama dacă aveți aici pe documentul de la pagina 1, dar cred că l-ați decupat. Ce anume? Găurile de îndosariere. Da, găurile de îndosariere, într-adevăr, nu se văd aici, dar sunt două cu două. Da. Așa erau. Este o discuție tehnică, super tehnică. Îndosarierea dosarelor se face la patru găuri. Una aici, una aici, una aici. Aici. Da, repet, aici erau două așa și două și așa. Și la fel, da. Pe pagina 3 a documentului, respectiv fila 2 a documentului, sunt găurile doar la mijloc. Oricine are curiozitatea să-i facă un dosar mai măricel așa, nu de 5 file, nu ca dosarele noastre de acasă, un dosar de 200 de file și îl leagă doar în două găuri, va observa că va face așa dosarul respectiv. Deci un dosar autentic nu se îndosariază și nu se arhivează în felul ăsta. Intuiesc că acele găuri au fost făcute ca să pară doar că provin dintr-un dosar, dar nu provin. Un alt aspect și încheiem zona asta analizei de formă. Observați pe prima pagină numerotare. O numerotare anterioară barată și o numerotare curentă, să spunem, o numerotare... Vă referiți la cifra 31. Exact. Care apare urmează acolo. Reversul paginii respective. Da. Pagina 2 a documentului. Da. Care e ok, nu trebuie să aibă numerotare. Urmează pagina 3, respectiv fila 2 a documentului, care ar fi trebuit să aibă un număr de înregistrare de numerotare, respectiv 32. Lipsește. Ok. Bun. Acum... Ce altceva aveți să-i reproșați acestui așa autor? Ce am să-i reproșez? Am să-i reproșez faptul că 3-7-1988 da. Este o zi de duminică. Și că nimeni în documentele securității nu dădea termen duminica. Până și securiștii se odihneau duminica. Dacă nu aveau misiuni... Dar erau oameni care
Asigurau anumite... Asigurau, erau ofițeri de serviciu din unitate, da. Erau antitero, erau, dar aici vorbim niște ofițeri operativi care au program de birou de la 8 la, nu mai știu, programul epocii, de luni până sâmbătă, dar nu duminică. Ok. Deci cine a făcut documentul ăsta n-a avut inspirația să verifice calendarul epocii, calendarul anului și să vadă că 3-7-88 este dumneavoastră zi de duminică. V-ați uitat și este duminică. E, un calculator e simplu oricine să verifice, exact, asta. Adică se poate vedea imediat că e duminică. Bun. Acum am văzut forma. Să trecem pe conținut. Conținut, da. Nu o să mă refer factual la conținut, la aspectele descrise, la persoanele descrise. Ok. O să mă refer la semantică, la terminologie, vă rog, și la metodologie. Ce pot să vă spun este că în munca de securitate, am să folosesc terminologia vremii ca să intre în contrast cu documentul. În munca de securitate au existat niște principii clare. Principiul competenței teritoriale. Ceea ce înseamnă că avem aici niște tineri din, dacă am văzut bine, Cluj-Napoca, Făgăraș, Cluj-Napoca, da. Craiova, da. București. Da. Bun, principiul competenței teritoriale spune că de cel de la Craiova se ocupă Inspectoratul Județean Dolj, de cel de la București se ocupă Securitatea Municipiului București, de cel de la Cluj se ocupă Securitatea Județeană Cluj. În momentul în care lucrurile astea converg într-o zonă, cei 5, 6, 7 tineri intră într-o sferă de preocupări comună, cineva de deasupra lor preia această chestiune. În niciun caz că cel de la Cluj știe ce face cel de la Dolj, că cel de la Dolj știe ce face cel de la București, cu atât mai mult că cel de la București știe care sunt informatorii celui de la Dolj. Și ajung aici în celelalte principii, conspirativitate și compartimentare. Și astea sunt valabile și astăzi. Nu știe ofițerul de la Alba cine sunt sursele ofițerului de la Cluj. Nu numai de asta, nu știe ofițerul de la Alba cine sunt sursele colegului lui. Și în acest, așa zis, document ce se întâmplă? Practic, ce se întâmplă? Un tânăr locotenent de la București, și da, nu vorbim de București de organul central, de o direcție, și o să vorbim imediat despre asta, ci de Inspectoratul Județean. Este echivalentul Inspectoratul Județean de la Alba, e același și la București. Așa. Deci un tânăr locotenent major cunoaște practic toată relația de colaborare a tuturor, relația sau non, relația de colaborare a tuturor celor din, din anturajul descris aici, ceea ce e posibil. Improbabil. Improbabil. Improbabil, teoretic și imposibil. Adică e vorba de nevoia de a cunoaște. Peste asta, ofițerul acesta de la București și cel de la Dolj și cel de la Brașov și așa mai departe, există un șef de la direcția întâi. Problematica învățământ care e abordată în documentul acesta era în competența informațiilor interne ale securității. Informațiile interne ale securității aveau sediu la direcția întâi. Direcția întâi avea corespondent în unitățile teritoriale, în serviciile... Serviciul 1. 1. Avem serviciul 1 la Alba, Arad, Argeș, Brașov. Și ajungem la București. Unde la București nu avem serviciul 1. Avem 8 servicii 1. De fapt, sunt 1 și ceva. De ce? Pentru că direcția întâi, direcția de informații interne, are și ea competențele împărțite în niște servicii interne. Serviciul 1 de la direcția întâi se ocupa de legionari. Și da, atunci cum la Securitatea București, serviciul 110 se ocupa 110. De legionari. Okay. Serviciul 4 din direcția întâi se ocupa de problema învățământ. Serviciul 140, și o să-l vedeți invocat undeva într-o adresă ireală, acolo undeva în partea de jos, acolo aici, vedeți, da, un 140. Numărul 140. 40, acolo ar trebui să fie un indicativ, două inițiale, PR, Popa Răzvan. Da. Dar vedeți că este o chestie bizară acolo, D7, nu e din registrul securității. Textul de acolo. Revin. Ar fi trebuit ca serviciul 140 al Securității Municipiului București să emită acest document. Asta dacă acceptăm că conținutul lui este de competența lui 140, dar nu. Conținutul acestui raport, presupunând că este coerent, și o să vedem cât e de incoerent, ar fi putut aparține direcției întâi. Bun. Pentru că direcția întâi este deasupra celor cu competență în zona... Mă interesează și analiza de conținut. Felul în care este formulat acest așa zis raport. Aveți vreo ceva să-i reproșați? Da, aici o să mă folosesc de însemnările mele. Vă rog. O să încerc să vă
reformulez niște texte așa cum le-ar fi scris securiștii. Vă rog. În sus titlu. Privind încadrarea, raport privind încadrarea informativă a cetățenilor care se deplasează în Australia. Nu poate fi vorba de cetățeni, sunt niște copii. Și atunci nu cum s-ar fi? Ar fi spus a lotului de elevi, a echipei de... Okay. Nu i-ar fi referit ca niște cetățeni. Paragraful 2. Da. În urma acestui proces și a pregătirii și urmează o înșiruire de nume. Numele astea trebuia obligatoriu să fie însoțite de date de identificare. Așa se fac documentele astea. Okay. Ca să știe despre cine e vorba. Că Barbu, Marcel, or fi mulți din Craiova. Și acum mergem la ultimul paragraf. Din măsurile de verificare în ceea ce îl privește pe X la nivel loc de domiciliu au început demersurile de recrutare. Nu. Cum ar fi trebuit să... Asta s-ar fi formulat, a fost luat în preocupări sau în atenție în vederea recrutării. Așa ar fi scris 99%. Securiștii erau formați la aceeași școală și erau niște funcționari dincolo de ceea ce au. Nu vreau să-i bagatelizez. Un limbaj foarte specific. L-am numit noi limbaj de lemn, dar este un limbaj de specialitate. Este puteți un limbaj de specialitate. Da, un exemplu care vă sare în ochi și e cel mai flagrant este a oferit informații. Nu există așa ceva. Deci ar fi și insultător pentru securitate să aștepte să îi se ofere informații. Nu, le-a furnizat. Asta este termenul standard. Deci este absolut standard. A furnizat 100 de informații. Bun. A refuzat să furnizeze informații. Aici apare frecvent a oferit. Nici pomeneală de așa ceva. Sunt și nume de agenți. Dumneavoastră îi cunoașteți? Iată, Agache Constantin, Ilea... Ofițeri. Ofițeri, da. Ei, ce, știți ceva despre ei? Ce știu despre ei din dosarele studiate de până acum este că, sigur, persoanele au existat, numele sunt... se regăsesc în documente care au... s-au scris cărți din documentele de la noi, s-au publicat pe site-ul nostru, avem o secțiune pe site cu... am numit-o România Supravegheată, în care sunt nenumărate documente de deci tipul acesta. Deci e cunoscut ofițerul Agache Constantin? Nu, ce voiam să vă spun este că cu siguranță cine a întocmit acest document a folosit un document autentic unde a întâlnit aceste nume probabil împreună, dar ce nu a intuit sau nu i-a păsat, este că acești doi ofițeri erau specialiști în problema legionari. Erau ofițeri la SMB, la serviciu 110, nu la 140, cel de învățământ. Mai sunt în viață cei doi? Nu știu să vă spun despre Ilie Aurel și nu e cel mai important în ecuația acestui document, dar despre Agache Constantin, în mod convenabil, a decedat în 94. Informația este pe site-ul CNSAS. Nu știu dacă e întâmplător. Da. Ca o concluzie, că am vorbit foarte mult, ne-ați dat informații foarte interesante despre istoria securității. Dumneavoastră, ce ne spuneți? Acest document este autentic sau un fals? Este un fals și grosolan, din punctul meu de vedere. Este un fals pentru că, pe fond, documentul nu tratează ce ar trebui să trateze. Un document din ăsta care privește un colectiv care urmează să părăsească țara în orice scop. În primul rând, știți care e prima problemă pe care și-o pune? Vrea vreunul să rămână acolo, se vor întoarce. Există garanția loialității, nimic din asta nu este în textul ăsta, decât colaborare și necolaborare. În jurul acestor chestii se învârte documentul. Unii sunt colaboratori, unii sunt așa și așa, unii și termenii sunt jenanți, adică, repet, pentru terminologia epocii și pentru terminologia activității descrise aici, unii termeni sunt jenanți. Nu pot să-i dau nici măcar un 1% de autenticitate. Pot să apreciez efortul, da, cine a făcut documentul ăsta a făcut oarece efort, iată, cules niște nume de ofițeri care au existat. Data e jenantă. Uh-huh. Termenul, da, duminică, e o scăpare grosolană. Dar această încercare, dacă spuneți că este un fals, de a-l păta, de a-l sublinia, arată că s-a lucrat totuși la el. Da, acum sigur că pentru marele public poate părea autentic. Terminologia e amețitoare. Uh-huh. Dar nu este cea care trebuie. Uh-huh. Deci, și nu trebuie 24 de ani de citit astfel de dosare. Vă garantez că cercetători de-ai noștri externi care studiază dosare la noi și nu o fac cu viteza noastră, să spunem, sau mă rog, cu frecvența noastră,
au mirosit falsul de la un kilometru. Da. Deci, repet, mă repet și mă rog, sintetizez. Pe formă este flagrant, e bate la ochi, iar pe fond, din momentul în care citești și te lovești de terminologia asta aiuritoare, direcția întâi UME0195, n-au nicio legătură. Direcția întâi, v-am vorbit de ea, este cea coordonatoare a informațiilor interne. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și pentru concluzia dumneavoastră. Noi am făcut acest demers tocmai pentru ca oamenii să-și facă o idee și o impresie. Dumneavoastră ne-ați ajutat foarte mult pentru că nu avem cum să avem aceste date și acces la atâtea documente ca să-și înțelegem, dar mai ales experiența dumneavoastră a fost de ajutor. Răzvan Popa, investigator la CNSAS, a fost alături de noi în această seară. Noi ne întrerupem pentru o scurtă pauză, vom discuta în continuare despre acest document, dar și ce înseamnă în economia alegerilor locale din București. Imediat, după o scurtă pauză, rămâneți alături. Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Discutăm în continuare despre alegerile locale din București și vedem în ce măsură acest așa numit raport de colaborare a apărut în spațiul public, unul care îl vizează pe Nicu Șordan, ar putea să influențeze alegerile locale. Discutăm în continuare cu invitații mei de la această oră. Doamna Oana Țoiu, deputatul SRE, este în studioul Euronews România. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și domnul Bogdan Matei, senator PSD, alături de noi în legătură video. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Doamna Țoiu, aș vrea, probabil că ați ascultat analiza investigatorului de la CNSAS, domnul Răzvan Popa, o concluzie. Ce părere aveți despre acest document în economia alegerilor locale din București? Cred că deja le este clar tuturor oamenilor de bună credință că este un fals grosolan, cum a spus și investigatorul pe care l-ați avut anterior în emisiune. În schimb, este o dovadă clară că avem un sistem învechit care folosește aceste tactici murdare pentru că se simte amenințat. Miza este uriașă pentru următorii 4 ani în București. Poate să fie un mandat de modernizare și de investiții publice sau să ne întoarcem la risipirea banului public. Și de asta se folosește aceste tactici murdare și eu sper că asta o să mobilizeze bucureștenii la vot. Da, domnule Bogdan Matei, părerea dumneavoastră. Noi am avut un investigator de la CNSAS. Concluzia, după ce a analizat atent documentul, a fost că este un fals grosolan. Dumneavoastră, ce părere aveți despre document și despre ce înseamnă el pentru alegeri? Nu știu dacă m-ați auzit, dacă e bună conexiunea. Da. Da, din păcate conexiunea nu este chiar cea mai bună. Nu știu dacă mă auziți. Noi vă auzim. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare. În primul rând cred că este de felicitat CNSAS pentru că a avut un punct de vedere foarte pertinent, dar și o reacție foarte bună. Și aici este de felicitat. Însă ceea ce mi-ar plăcea mie este ca cei care au dat această informație în presă și în mass media în general să și spună foarte clar de unde a venit un astfel de document, pentru că este foarte important să știm de unde a venit un astfel de document fals, din ceea ce ni se spune foarte clar. Însă, din punctul meu de vedere, și să presupunem că un astfel de document ar fi avut o oarecare autenticitate, lucrurile sunt foarte clare. În vremea respectivă, toți cei care părăseau România și se făcea un astfel de raport. În acest caz nu avem decât o deplasare externă a unor elevi ce mergeau la o olimpiadă. Dacă ne uităm în trecut, o să vedem că toți cei care mergeau la olimpiade, toți cei care mergeau la spectacole culturale, sportivii noștri, echipele reprezentative sportive ale României, li se făceau un astfel de raport sau grupurile mai mari în cazul echipelor sportive erau însoțite de astfel de reprezentanți ai securității. Așa era sistemul în vremea respectivă, trist din acest punct de vedere, dar repet, documentul respectiv nu are nicio relevanță și din punctul meu de vedere cred că lucrurile au exagerat puțin din ceea ce înseamnă o prezentare pe larg a unui astfel de document. Repet, cred cu tărie că această campanie electorală pentru primăria Capitalei, pentru București, este o campanie despre proiecte, o campanie despre cum să reușim să ajungem o capitală europeană în adevăratul sens al cuvântului și mai puțin astfel domnule de lucruri în care anumiți reprezentanți
ai României. Domnule senator, e o întrebare foarte bună pe care ați spus-o la începutul discursului dumneavoastră, și anume, cum a ajuns în presă? Ne-am întrebat și noi. Eu nu am putut să văd o sursă zero a acestui document, chiar nu știu. În schimb, colegii mei de la Hot News au scris în felul următor, și o să citez acum. O filieră a PSD a furnizat presei și a început să circule pe TV un document în care se susține că elevul Nicu Șordan a colaborat cu securitatea. Tot după asta, în articolul Hot News, se precizează în felul următor. Documentul furnizat presei de către un om din echipa PSD. Cum comentați această informație? Vedeți, dumneavoastră, în această campanie cam toată lumea se axează pe surse, am auzit eu în cismigiu că ar fi bine, că n-ar fi bine și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, mie îmi plac oamenii asumați. Dacă există această filieră, eu îi rog pe colegii dumneavoastră de la Hot News să prezinte cei care fac parte din această filieră cu nume și prenume, pentru că așa este normal. Altfel, suntem doar în același scenariu al supozițiilor, în același scenariu în care am auzit eu că doamna Țoiu ar fi președinta a Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților. Nu, trebuie să vorbim pe cifre și date. Intrăm pe site, vedem foarte clar, doamna deputatul este președinta Comisiei pentru Tineret și Sport. Eu cred că așa ar trebui să funcționeze lucrurile în România și mai ales în această campanie. Eu sunt adeptul unei campanii a proiectelor și mai puțin o campanie denigratoare la adresa așa zisilor adversari, între ghilimele, pentru că de fapt noi nu ne luptăm, ci încercăm să venim cu proiecte cât mai bune pe care le considerăm noi, în urbea pentru care candidăm. Aici vorbim de primăria capitală. Doamna Țoiu, vreți să spuneți? Da. Apreciez declarația domnului senator, de altfel am auzit o frazare similară și la premierul Ciolacu, că și-ar dori o campanie curată. În schimb, ceva care este ușor de verificat este campania PNL-ului, plătită din bani publici, cu reclame mincinoase la adresa candidaților noștri. Am solicitat astăzi și pe cineva de la PNL ca să fie prezent în această seară. N-a venit niciun reprezentant al PNL, prin urmare nu pot să... Bun. Nu știu pot care este punctul lor de vedere. Pot să-i zic către foarte ușor de verificat asta. Atât Google, cât și Facebook, cât și Instagram, toate au această transparență în campanie electorală, în care pe fiecare reclamă pe care o vezi, poți să dai click și să vezi cine este cel care plătește reclama respectivă și ce alte reclame sunt plătite de același tip de client. Deci noi când spunem că sunt mii, poate până la 50.000 de euro investite în acest moment de competitorii electorali, verificabil de către orice cetățean cu această înșiruire de click-uri pe minciuni, că minciunile sunt de natura de tipul candidații noștri sunt milionari în euro, ori declarațiile de avere ale tuturor candidaților sunt publice, verificabile la biroul electoral. În acest moment vorbim despre acest așa zis document care a ajuns în spațiu public și nu știm de unde. Mm-hmm. Dumneavoastră știți de unde? Nu. Dacă ști, aș spune concret și cred că o să vedem același tip de informații false, de perdele de fum în următoarele zile până la alegeri, pentru că miza este demobilizarea românilor care or să vină la vot hotărâți că vor modernizare. Și ceea ce spun colegii jurnaliști de la Hot News, și anume că o filieră a PSD a furnizat, un om din echipa PSD a furnizat presei și acest document a început să circule. Nu am niciun motiv să nu-i cred pe cei de la Hot News. Și nici nu cred că ar putea să-și divulge sursele cu nume și prenume, dar, într-adevăr, suntem în această etapă în care, repet, informații false ne așteptăm să mai vină în zilele următoare. Da, nu e o tactică pe care noi o folosim, dar este o tactică vizibilă a celorlalte partide. Domnule senator, și dacă se află cine este, ce se va întâmpla? Care ar trebui să fie pașii următori? Dacă se află că poate nu este un coleg din partidul dumneavoastră, poate din alt partid, dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui să se întâmple? E foarte greu să spui ce ar trebui să se întâmple. Dacă un coleg de la alt partid, se va dovedi că acesta a făcut un astfel de demers jenant din punctul meu de vedere. E foarte greu să spui ce se va întâmpla. Însă, dacă noi credem că vom reuși să câștigăm capital electoral aruncând în spațiu public astfel de documente, ne înșelăm mare. Totuși, noi astăzi nu vorbim de alegerile dintr-o comunitate mică, o comună cu, nu știu, 600-700 de alegători ce merg la vot. Noi totuși vorbim de capitala României, de București, de milioane de București, pe care ne dorim să-i aducem la urnele de vot. Cu astfel de tehnici, cu siguranță că nu. Ori din punctul meu de vedere, sau, mă rog, din punctul colegilor mei de la
București. Campania noastră este o campanie a proiectelor, campania noastră este despre ceea ce a realizat doamna Firea în mandatul pe care l-a avut ca și primar al capitalei și ceea ce își dorește să facă 2024-2028 și mai puțin ceea ce ni se prezintă, faptul că, nu știu, Nicușor Dan ar fi fost nu știu ce informator al securității, ceea ce e clar și vizibil că nu există o astfel de un astfel de scenariu și mai mult de atât. Domnia sa, știm toată lumea că a fost olimpic la matematică și era normal ca un olimpic național al României la matematică să meargă și la Olimpiada Internațională. Iar practicile din trecut le știm cu toții cei care am mai studiat și am mai citit, că așa se proceda. Toți cei care doreau să părăsească România, ei se făceau o astfel de informare. Acum, faptul că unii au făcut o legătură între ceea ce exista și că au creat acest document din ceea ce spune lucrătorul CNSA, un fake foarte grosolan, e strict problema lor. Ceea ce mă interesează pe mine este ca cei care au făcut acest lucru să fie prezentați public, iar dumneavoastră să-i luați la întrebări și să ne spună cine i-a pus, dacă i-a pus cineva, care a fost scopul lor și așa mai departe. Repet, un astfel de document nu are nicio relevanță într-o campanie electorală pentru primăria generală. Vreau să spun, domnule senator, doamna deputat, că există și o reacție a lui Nicușor Dan și o să o prezentăm chiar în aceste momente, pentru că a depus o plângere penală după ce a apărut acest document. Susține Nicușor Dan că plângerea penală a fost depusă la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 și că nu se cunoaște proveniența acestui înscris. Scopul difuzării sale este de a altera competiția electorală și de a induce în eroare alegătorii. Consider că prin diseminarea masivă pe unele canale mass media și pe rețelele de socializare acestui fals mi-a fost grav afectată imaginea. Ce ar putea să urmeze după această plângere penală, doamna Țoiu? Să fie căutați cei care au pus în spațiu public această informație falsă. Dar până la data alegerilor, până duminică, mai sunt 120 de ore, cu siguranță nu o să fie altceva decât setul de informații pe care îl avem acum toți, și anume că este un document fals. Și da, eu cred în presupunerea spusă public și de Nicușor Dan că este un document fals lansat pe piață, lansat public cu scopul de a altera rezultatul alegerilor de pe 9 iulie. În ce măsură a fost alterat rezultatul alegerilor? Nu cred asta. Sunt foarte mulți oameni care ne-au scris, am văzut foarte multe comentarii. Ce sper că se va întâmpla este opusul a intenției celor care au lansat acest document fals. Ce sper că se va întâmpla este că bucureștenii care se întreabă dacă să-și iau un weekend la soare în weekendul de 8-9 iunie, pentru că știm deja că va fi vreme foarte bună, să se hotărască să vină totuși la vot. Este foarte important și chiar va depinde de votul fiecărui bucureștean. Da, domnule senator, ce credeți? A fost alterat rezultatul alegerilor? Nu, sub nicio formă. Nu, repet, n-a fost alterat sub nicio formă. Faptul că... Are de pierdut sau de câștigat, Nicușor Dan? Are de pierdut sau de câștigat? Nici de pierdut, nici de câștigat. Nici de pierdut, nici de câștigat dintr-un astfel de scenariu. Sigur, faptul că domnia sa a ales să depună o plângere penală e dreptul domniei sale pentru a se vedea foarte clar cine este în spatele unui astfel de document. Din punctul meu de vedere este în regulă că și-a depus această plângere penală, dar această plângere penală nu are niciun efect nici în această campanie electorală și nu cred că va mai avea după, pentru că interesul va fi unul foarte scăzut despre cei care au făcut un astfel de document. Din punctul meu de vedere, cred că în această perioadă scurtă ce a mai rămas până la finalizarea campaniei electorale, este important să se vorbească despre proiectele Bucureștiului, despre o dezbatere între candidații ce sunt astăzi în această parte a campaniei electorale și mai puțin de astfel de documente. E important să vorbim despre ceea ce ne dorim să facem în București și eu cred că doamna Gabriela Firea asta face prin prezențele domniei sale la foarte multe televiziuni, dar și în mijlocul Bucureștiului alături de echipa domniei sale de campanie. Deocamdată așteptăm să vină și la Euronews România să vorbim despre proiectele dânsei, dar vreau să spun că și premierul Marcel Ciolacu dânsul consideră că documentul privind colaborarea, presupusa colaborare a primarului Nicușor Dan cu fosta securitate este un fals. Șeful executivului îl acuză însă pe primarul capitalei că vrea să îndrepte atenția spre alte știri pentru că ar evita să discute despre proiectele pe care le-a realizat în mandatul său. Să vedem declarația. Eu tot aștept. Care sunt proiectele lui Nicușor Dan? Ce a făcut? Să vină să spună, domnule,
înțeleg asta și cu securitatea încearcă să creeze alte știri, să fie altă dispută, să nu fie despre ce se întâmplă. Da, chestia cu securitatea, credeți că e... E un fals. Păi dacă n-ai ce spune, acum încearcă să spună că a fost trimisă de... Păi, ce treabă are pe mine? Eu am zis și din primul moment. Dom'le, eu nu cred în acest document. Nu cred. A, ai tu de dat explicații dacă e ceva sau nu, e treaba ta. Explică. Nu. Dar nu asta e tema. Bucureștenii vor să-și aleagă cel mai bun gospodar. Bucureștenii vor să se vorbească despre proiecte. Premierul Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan încearcă să creeze alte știri. Doamna Țoiu. Da, chiar l-am auzit acum pe premierul Marcel Ciolacu, asta făceam, îi trimit dumnealui pe WhatsApp raportul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, pe lângă faptul că a ieșit în piață cu cetățenii, cum adică i-a trimis asta fac acum, îi trimit premierului Ciolacu raportul lui Nicușor Dan. Pe numărul personal. Da, singurul număr pe care l-am, presupun că e cel oficial, pentru că am comunicat în calitatea dumnealui de președinte al Camerei Deputaților. Deci, bănui că e numărul profesional din moment ce pe acela am discutat în Parlament. Nicușor Dan și-a publicat raportul detaliat al tuturor investițiilor, tuturor proiectelor, cu un nivel de sinceritate, aș spune, atipic pentru un politician. A spus foarte clar și ce n-a reușit să facă și care au fost proiectele blocate și care sunt planurile pentru următorii 4 ani. Noi suntem, odată la câteva zile, împreună cu Nicușor Dan pe stradă, alături de cetățeni, răspunde tuturor întrebărilor. Cred că nici de la dumneavoastră n-a refuzat invitații, dacă nu a fost, nu mă înșel. A dat reacții, clarifică de fiecare dată și ce a făcut și ce urmează să facă. Deci nu văd niciun temei în declarațiile știri? Teoria premierului Ciolacu care este? Că Nicușor Dan a lansat singur un atac la propria sa persoană? Adică nu, aș vrea să cred că nu avem o țară condusă de un premier care lansează în spațiu public asemenea glume. Păi, asta spune, încearcă să creeze alte știri. Cum înțelegeți această declarație? Nu are cum, totuși, premierul unei țări membre a Uniunii Europene, din responsabilitatea fotolului de premier, să lanseze asemenea glume, nici nu știu cum să le definesc. Adică nu are cum să creeze această senzație, să creeze această implicație că Nicușor Dan s-ar ataca singur pe el însuși cu documente false și apoi ar depune plângere penală împotriva lui însuși. Nu cred că asta înțelege, asta înțelegem de Nicușor Dan de atâta machiavelit. Asta înțelegem și de la domnul Marcel Ciolacu, și anume că încearcă să mute discuția, încearcă să creeze alte știri pentru ascunde ceea ce n-ar fi făcut. Da, e îngrijorător, repet, că un premier poate să facă asemenea declarații și să presupună că un primar al capitalei ajunge să se atace singur producând un document fals împotriva propriei sale persoane și apoi depunând plângere la DNA împotriva celui care a lansat documentul. Adică împotriva sa. Împotriva sa. E la fel de îngrijorător ca taxele mărite de acest guvern, este la fel de îngrijorător ca datoria publică care a depășit orice formă rațională și cumpătată. Avem o țară condusă de un om care nu are responsabilitatea propriei funcții. Domnule senator. Și de PNL, ca să domnule senator Bogdan Matei, cum înțelegem această declarație? Nicușor Dan încearcă să creeze alte știri. Ei, de fapt, asta s-a și făcut. Din momentul în care a plecat acest document pe circuit, în presă, în mass media și așa mai departe, ne-am îndepărtat de la ceea ce ar trebui să discutăm în campania electorală pentru capital. De la momentul apariției acestui document, toate televiziunile și toată presa au discutat doar despre acest document și mai puțin despre ceea ce ar trebui să se realizeze în București. Deci, din această perspectivă, privind la modul general, toate știrile au fost acoperite de acest document și de faptul că ar exista o presupunere că actualul primar ar fi fost informator al securității. Deci, din această perspectivă, nu putem să negăm faptul că întreaga mass media și presă a fost acoperită de acest document, dar și de faptul că Nicușor Dan a apărut din nou în spațiu public și n-a mai fost întrebat despre ceea ce a realizat în București, așa cum este normal, dincolo de raportul la care se face referire, ci a fost întrebat de acest document. Deci, din perspectiva aceasta, domnul Nicușor Dan și-a făcut o oarecare publicitate prin a da o dezmințire cu privire la acest document. De ce spun această publicitate? Pentru că domnia sa s-a resuscitat acum, de câteva luni de zile, în preajma alegerilor, pentru că, tot cu sinceritate, timp de 3 ani de zile, domnia sa n-a fost prezent în spațiul public. Da, domnule senator, dumneavoastră spuneați că nu-l avantajează. Eu sunt de acord. Dumneavoastră spuneați că nu-l avantajează pe Nicușor Dan. Acum spuneți că își face publicitate. Sub nicio formă. Nu, repet, fără, poate fără să-și dorească dumnealui, dar așa s-a întâmplat.
Eu nu știu dacă el și-a dorit sau nu să și se facă publicitate pe acest document. Dar este un fapt real. Acest document i-a adus publicitate. Nu știu dacă îi convine sau nu. Nu știu dacă și-ar fi dorit să vorbească mai mult despre ceea ce vrea să facă 2024-2028 în București. Dar realitatea este aceasta. Că documentul respectiv i-a adus o publicitate și toate televiziunile au dezbătut acest subiect, mai puțin ceea ce ar trebui să facem în București, o capitală europeană. Doamna deputat Soiu, Nicușor Dan, de când a apărut acest caz, acest presupus raport, a venit cu declarații în scris. Nu a apărut fizica să dea explicație, să spună mai multe despre ce s-a întâmplat în acea perioadă, să vorbească despre așa zisul document. Trebuia să iasă și să răspundă mai multe, pentru că a existat și această acuzație. De ce nu a spus din prima că este un fals și nu a apărut ca să răspundă la întrebările jurnaliștilor? Dar a spus din prima. Prima lui declarație, cred că la câteva ore, dacă nu mă înșel, de la momentul în care a început să fie difuzat în spațiu public pe televizor. Nu a apărut într-o declarație la televizor, dar într-o conferință de presă. Asta este exact dovada că ceea ce declară PSD-ul nu are fundament. Că dacă Nicușor Dan și-ar fi dorit mai multă atenție pe acest subiect și ar fi vrut să discute despre asta, ar fi făcut turul televiziunilor și ar fi fost aici în locul meu. În schimb, ce a făcut Nicușor Dan este că s-a dus la spital, unde a promovat investițiile majore pe care le-am avut în sănătate în acest mandat împreună, echipa noastră cu Nicușor Dan. Avem primul spital din România, de altfel în București, care este acreditat pe standarde din Statele Unite ale Americii. A mers mai departe în parc să clarifice din nou de ce a fost nevoie de investițiile care au fost făcute în schimbarea parcurilor de joacă, pentru că în ultimii 20 de ani o parte dintre ele ajunseseră chiar să-și depășească termenul de certificat de calitate, dacă vreți, și ajunseseră un risc pentru copiii care erau duși acolo. Deci focusul lui Nicușor Dan, primar, candidat cu oricare dintre roluri, a fost în continuare să vorbească despre lucrurile de care au nevoie bucureștenii. De ce nu avem o dezbatere? De ce nu a acceptat să iasă într-o dezbatere electorală cu contracandidații săi? Aici o să fiu cât se poate de deschisă și mie mi-ar plăcea să avem o dezbatere electorală cu toți candidații. Am văzut una foarte bună, de altfel, organizată pentru candidații la primăria sectorului 1, unde au venit toți, o dezbatere organizată de grupurile civice de părinți și a fost extraordinar să vezi toți candidații împreună răspunzând la aceleași întrebări. Înțeleg însă că suntem într-un context în care... Cu cine să ai dezbatere? Vă reamintesc că domnul Burduja Gabriela Firea Burduja, au fost împreună împreună coordonatorii aceiași campanii pe București pentru alt candidat. Vă reamintesc că PNL București este cel care are contractul plătit pentru sediu comun de campanie PSD-PNL București la europarlamentare, unde cer votul împreună. Pentru cine? Cu cine să ai această dezbatere? Pentru că realitatea este că doamna Firea și domnul Burduja au mers la propriu de mână până acum câteva săptămâni și în continuare există o presupunere, aș spune, deloc lipsită de fundament, că există această alianță implicită, chiar dacă ea nu este pusă explicit în fața bucureștenilor, pentru că rolul pe care îl are candidatul PNL nu este să încerce să câștige, destul de clar din toate sondajele, mai puțin ale dumnealui, că nu este în primii doi, nici măcar în primii trei, ci doar de a rupe voturi de la Nicușor Dan pentru a crea o șansă și un culoar pentru Gabriela Firea sau pentru Piedone. Bun, cu domnul Piedone, cu doamna Gabriela Firea, dacă nu cu domnul Burduja. Repet, eu personal, ca bucureștean, și uitându-mă la cea dezbatere de care vă povesteam, mi-ar fi plăcut să avem această dezbatere. Dar atâta timp cât doamna Firea nu a avut nicio dezbatere în mandatul dumnei de primar. Deci eu pot să înțeleg și să respect orice cerință a unui jurnalist sau unui bucureștean care cere o dezbatere la primăria generală. Dar doamna Firea, când a refuzat 4 ani orice dezbatere, n-are niciun temei să vină acum să o ceară. Domnul Burduja la fel. Domnul Burduja, vă reamintesc, că a absentat de la cel puțin 2 sau 3 dezbateri pe bugetul general al capitalei din poziția dumnealui de președinte al PNL București, de împreună cu care la vremea respectivă făcea majoritate pentru buget. Da, nu era consilier, păi da. Dar era președintele filialei care dă mandatul politic al consilierilor generali, pentru că consilierii generali își iau decizia de vot din decizia politică a filialei pe care o reprezintă. Ori, în momentul în care ambii candidați, atât doamna Firea cât și domnul Burduja, au chiulit la dezbatere esențiale pentru București, dumnealor n-au temei să o ceară acum. Bucureștenii, da, pe ei îi înțeleg. Domnule senator, de ce doamna Gabriela Firea nu a participat la dezbatere electorale atunci când era primar și cerea domnul Nicușor Dan? Da, eu știu că doamna Firea n-a refuzat niciodată nicio invitație, că
vine vorba de apariții TV sau presă, da, și așa eu vorbeam mai de dezbatere electorale. Din punctul meu de vedere, eu sunt adeptul dezbaterilor. Și asta spun și eu. Din punctul meu de vedere, candidații la primăria capitalei trebuie să participe la aceste dezbateri. Faptul că aleg să nu meargă sau da sau nu și că și aleg doar un adversar și așa mai departe, eu nu sunt de acord cu acest. În momentul în care îți asumi o astfel de postură de a fi candidat al unui partid pentru primăria capitalei, trebuie să participi la aceste dezbateri, indiferent de PR, indiferent de strategiile pe care tu începi. De ce trebuie să participi? Pentru un simplu lucru, pentru bucureșteni. Pentru ca bucureștenii să știe foarte clar ce vor alege sau ceea ce își doresc în capitală pe următorii 4 ani de zile. Ori eu mi-aș fi dorit să văd o astfel de dezbatere între candidații, dacă vreți, principali posibili câștigători. Între doamna Firea, între domnul Burduja, între domnul Nicușor Dan sau poate chiar și între și chiar și Piedone. Eu mi-aș fi dorit o astfel de dezbatere, o dezbatere a proiectelor, pentru că, repet, aici am fi avut parte de o dezbatere în ceea ce înseamnă planul administrativ. Pentru că oamenii aceștia ar fi știut să ne spună foarte clar ce se întâmplă la nivelul capitalei din punct de vedere administrativ și mai puțin noi, atât eu și poate că și doamna deputat Soiu, nu știm să povestim sau să explicăm foarte clar ce se întâmplă în interiorul primăriei generale, atât timp cât nu avem nici datele necesare pe proiectele implementate și atunci cred că aceste dezbateri ar fi fost un plus pentru ceea ce înseamnă motivul pentru care să mergi la urne și să votezi cu un anume candidat sau un anume partid. Din punctul nostru de vedere... Da, vreau să spun doar atât că Gabriela Firea, atunci când era primar în 2020 și a fost provocată de Nicușor Dan la dezbateri, nu a participat la aceste dezbateri. Acum vedem invers, Gabriela Firea își dorește, deocamdată nu avem un răspuns din partea lui Nicușor Dan. Discutăm despre alegerile locale din București în continuare la Euronews România, dar după o scurtă pauză, rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Îi avem în direct alături de noi pe doamna Oana Țoiu, deputatul SRE, și domnul Bogdan Matei, senator PSD. Discutăm despre alegerile locale din București și aș vrea să vedem bătălia sondajelor, pentru că, potrivit unui studiu IRSOP, apărut pe 3 iunie, Nicușor Dan ar fi la o diferență de 20% de următorul clasat, iar pe locul al doilea este Cristian Popescu Piedone. Ei bine, un sondaj Avantgard îl situează de asemenea pe Nicușor Dan pe primul loc, însă pe locul al doilea ar fi doamna Gabriela Firea, distanța fiind de 2%. Doamna Țoiu, bătălia aceasta a sondajelor îl clasează pe primul loc pe Nicușor Dan, dar diferă diferența față de al doilea clasat. Ce înțelegem? Înțelegem că ar fi foarte bine ca România să avem alegeri în două tururi, chiar dacă în cazul ăsta e primarul nostru și practic are un avantaj implicit al faptului că e deja primar în funcție. Cred că alegeri în două tururi este ce avem nevoie în România. Noi avem și legi depuse pe asta. PSD-PNL au tot votat împotriva alegerilor în două tururi. Acum n-ar mai fi avut această provocare a multiplor candidați. Dar cred că Nicușor Dan are de partea lui bucureștenii și asta e ceva ce nu se va schimba până pe 9 iunie. Am văzut că ați dat mai devreme câteva imagini. Se plantau în copac. E un proiect foarte drag mie, Coroană pentru Regina Elisabeta. E un proiect din bugetarea participativă pentru București, propus de un tânăr arhitect, cofondator al unui ONG Străzi pentru Oameni. Și teoria lor, de altfel, în care cred și eu, că dacă ai mai mult spațiu verde, scade și temperatura la nivelul solului, ai și un aer mai curat. De ce menționez asta? Este pentru că Nicușor Dan este partenerul potrivit pentru bucureșteni și pentru societatea civilă și cred că asta este principala lui forță, pe lângă susținerea politică pe care o are de la noi, USR și Alianța Dreapta Unită. Da. Domnule senator Bogdan Matei, vreau să știu ce șanse are doamna Gabriela Firea. Toate sondajele îl dau câștigător pe Nicușor Dan. Diferă doar cine este pe locul 2 și în unele sondaje doamna Gabriela Firea nu este pe locul 2, este pe locul 3. Da, acum sondajele sunt o poză de moment, diferă foarte mult casa de sondare, diferă foarte mult numărul de participanți la acest sondaj, dar și marja de eroare. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Din momentul în care
Gabriela Firea a intrat în această luptă, trendul a fost unul de creștere în favoarea domniei sale și cu siguranță că până pe data de 9 iunie același trend se va menține și vom reuși să câștigăm primăria capitale. Din perspectiva sondajelor, doar strict pe sondaje, ele nu sunt relevante din punctul meu de vedere când vorbim de capitală. De ce spun acest lucru? Pentru că numărul de participanți la acest sondaj este unul foarte mic comparativ cu numărul de participanți la vot. Totuși aici vorbim de capitala generală, de capitala României și de primăria generală. Așadar, din punctul meu de vedere, cred că e foarte greu dintr-un astfel de sondaj să-ți dai seama care sunt opțiunile bucureștenilor. Cred cu tărie că pe data de 9 iunie bucureștenii vor alege Gabriela Firea, vor alege omul care a și demonstrat că se pot face lucruri importante la primăria capitală. Credeți că domnul Piedone ar trebui să se retragă în acest moment? Ar avantaja asta pe doamna Gabriela Firea? Întreb, pentru că în spațiul public se discută de un asemenea scenariu. Nu, sub nicio formă, și e prea puțin important pentru mine sau pentru noi dacă domnul Piedone se retrage sau nu. Din perspectiva mea, și dacă mâine ar face acest anunț, este egal cu zero, este ca și cum am dezbătut noi astăzi acea informare de la Securitate, care nu are niciun efect. Același lucru s-ar întâmpla și dacă domnul Piedone s-ar retrage mâine. Din punctul meu de vedere, cei care migraseră de fapt către domnul Piedone, dar erau social-democrați, au revenit înapoi și se implică activ în ceea ce înseamnă promovarea și votul pentru doamna Gabriela Firea. Așadar, cred cu tărie că acest scenariu nici nu ar mai trebui discutat, pentru că, repet, nu mai este relevant având în vedere numărul de zile ce au mai rămas până la finalizarea acestei campanii, și anume până vineri. Da, doamna Țoiu, ar avea vreo relevanță retragerea domnului Piedone din cursa electorală? Ar avea o relevanță, dar aici n-aș ști să vă zic ce va face domnul Piedone. Văd că domnul Piedone încearcă să fie așa un fel de familie aristocrată, dar în partea opusă la nivel de cultură. Vrea să lase primăria sectorului 5 moștenire fiului domniei sale. Și acolo cred că e foarte, foarte interesant ce se întâmplă în sectorul 5. Noi îl avem pe Alex Dimitriu, un avocat excelent care candidează la primărie. Și cred că e foarte important și ca bucureștenii să uite la candidații din sectoare. Mi se pare un afront adus bucureștenilor ideea asta că poți să lași primăria fiului tău. De altfel, fiul domnului Piedone este oficial coleg în Parlament, sigur, pe lista PSD a intrat într-o alianță cu dumnealor. A vorbit 1 minut și 36 de secunde în toți anii de mandat în plen. L-ar dezavantaja pe Nicușor Dan dacă s-ar retrage domnul Piedone? Întreb asta pentru că există iarăși această teorie că votanții domnului Piedone ar merge la Gabriela Firea. Cred că nu prea sunt votanții domnului Piedone care ar merge la Nicușor Dan. Aici, da. Sunt de acord cu noastră, pentru că e un set de valori diferit, e un nivel de cultură diferit, sunt niște așteptări diferite de la viitorul Bucureștiului. Am respect pentru orice cetățean din București, nu e vorba despre asta, indiferent de opțiunile politice, dar mi-este foarte greu să-mi imaginez omul care îi pune pe Nicușor Dan și pe Piedone în aceeași categorie și dacă nu-l votează pe unul, votează pe celălalt. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, dacă domnul Piedone s-ar retrage din cursă, votanții dumnealui probabil că ar migra între doamna Firea și domnul Burdușa. Păi, și atunci e în pericol domnul Nicușor Dan? Eu cred că Nicușor ne are pe noi de partea lui, are bucureștenii de partea lui. Cred că singurul pericol mare, semnificativ față de viitorul Bucureștiului și viitorii 4 ani este decizia bucureștenilor de a ieși din casă sau nu pe 9 iunie. Sau, din nou, dacă pleacă într-un weekend cu soare, pentru că știm că asta va fi vremea, e foarte important să știe că urnele se încheie la ora 10, deci că au timp și e foarte important să se oprească și la școala din cartier, la circunscripția de care aparțin să voteze, pentru toate cele 5 buletine de vot pe care le vor primi. A mai fost o discuție în această perioadă și anume întâlnirea dintre Nicolae Ciucă și domnul Nicușor Dan în loja VIP la meciul Generației de Aur. Am văzut acea poză. Doamna Gabriela Firea crede că nu este o întâlnire întâmplătoare, crede că există o apropiere între USR și PNL. Există așa ceva? Noi am avut chiar și astăzi o declarație cât se poate de clară că noi putem să luăm în calcul posibilitatea de a guverna mai departe cu PNL-ul, chiar și țara, pentru că urmează alegeri parlamentare, dacă vorbim de un PNL
care se schimbă, care se întoarce la niște valori liberale, în niciun caz cu un PNL condus de domnul Ciucă, domnul Bode. Vă reamintesc că domnul Bode are într-un raport al Departamentului de Stat din Statele Unite, apare foarte clar că a fost folosit aparatul de partid pentru a intimida o jurnalistă, pe doamna Emilia Șercan. Deci nu, cu acest tip de grupare noi nu vom colabora mai departe. Bucureștiul e altă, da. E alt subiect. Pentru okay. că, și de ce spun că Bucureștiul e alt subiect, este pentru că eu nu o să vin acum în fața bucureștenilor să spun că mă aștept ca noi, partidul nostru, alianța noastră, să aibă 70% din voturile bucureștenilor. Sigur, ar fi extraordinar și o să putem să facem foarte multe lucruri bune așa. Nu exclu scenariul în care să fie nevoie să colaborăm și cu alți consilieri generali din București. Și aici cred că e foarte importantă presiunea bucureștenilor ca fiecare dintre partide, de fapt, să ajungă să voteze în interesul public. E interesant ce spuneți, din perspectiva în care parcă mă uit în urmă și văd o reluare a unor discuții atunci când USR era la guvernare cu PNL și era nemulțumit. La un moment dat era nemulțumit de domnul Orban, după aceea de domnul Câțu. Deci ați intrat la guvernare cu PNL, dar fără să fie condus de domnul Nicolae Ciucă, de domnul Bode? Noi am spus asta cât se poate de clar, că noi vrem pentru România și pentru orașe și pentru comune niște administrații și o guvernare de dreapta. Noi suntem în acest moment la vot, de departe credem, singura opțiune care se luptă cu sistemul vechi, atât timp cât PNL-ul cere voturile celor care au crezut în ei ca partid pentru trei trandafiri, pentru că asta se întâmplă pe buletinul de vot de pe 9 iunie. Oamenii care se vor duce să caute poate dintr-o moștenire liberală și poate nu sunt încă convinși de noi să caute logo-ul PNL-ul, vor descoperi că li se cere votul pe trei trandafiri de la PSD. Deci de departe, din toate punctele de vedere, noi suntem cei care avem această linie de dreapta, de modernizare, de eficiența fondurilor europene și respect pentru banul public. Dar, din nou, eu nu o să vin acum în fața telespectatorilor și să spun că mă aștept ca noi să primim 70% din voturi. Ni le dorim. Muncim pentru asta zi de zi în stradă cu oameni. În schimb, vom colabora cu cei de bună credință și în Parlament și în Consiliul General al Municipiului București și la nivelul sectoarelor. Domnule senator, am pornit discuția de la o nemulțumire a doamnei Gabriela Firea, care vede o întâlnire care nu este întâmplătoare între domnul Nicolae Ciucă și domnul Nicușor Dan în loja VIP la meciul Generației de Aur. Dumneavoastră vedeți o ruptură alianței și o colaborare PNL-USR? Nu se pune în discuție problema unei rupturi a acestei alianțe, însă doar strict pe ceea ce s-a întâmplat la meciul respectiv, da, este o așezare foarte temeinică a PR-ului domnului Nicușor Dan. De altfel, în dreapta domniei sale, este șefa PR-ului în această campanie a actualului primar. Așadar, din punctul meu de vedere, lucrurile acolo sunt foarte clare. Nu știu dacă domnul Ciuc a picat sau nu într-o capcană, dar, repet, este foarte bine așezat tot scenariul de către PR-ul domnului Nicușor Dan, pentru că, repet, sunt și dovezile respective. Așadar, lucrurile aici sunt foarte clare. Nu știu ce își doresc dumnealor, că și-ar dori o nouă alianță, da sau nu, și așa mai departe. Cert este un singur lucru, că după data de 10 iunie putem să vorbim din nou despre ceea ce înseamnă aceste alegeri și opțiunea românilor. Și nu pot decât să-i mulțumesc doamnei președinte Țoiu, că da, într-adevăr, românii să voteze peste tot acolo unde văd cei trei trandafiri. Bun, și asta am zis, și că PNL-ul cere votul pentru cei trei trandafiri. Și de ce cred că este toxică coaliția PSD-PNL? Sunt o mie de motive, dar cred că cel mai clar este această dezincriminare a evaziunii fiscale până într-un milion de euro. Deci această comasare a voturilor românilor a dus la absurditatea asta de lege promulgată și de președintele Iohannis, că dacă faci evaziune fiscală sub un milion de euro, dar o dai înapoi cu dobândă, scap fără nicio zi de pușcărie. Și legea USR de a repara asta, doamna președinte, este Parlament și e nevoie peste tot de majorități care susțină totuși înapoi corectitudine. Da. Vă rog, domnule senator. Sper că nu v-a supărat. Mi-am permis să și glumim. Sper că nu v-a supărat. Mi-am și permis să glumim pentru că ne și cunoaștem și cred că între politicieni e bine să existe și un pic de umor dincolo de aceste atacuri și dincolo de aceste discuții interesante și constructive pentru fiecare partid în parte.
Da, nu, pe mine nu mă supără ce spun politicienii PSD și PNL. Pe mine mă supără foarte tare voturile și deciziile pe taxele românilor din ce în ce mai mărite. Asta e. Și totuși, da, domnule senator, votul nu trebuie să vă supere. Și totuși, doamna Gabriela Firea este, citez acum din ce spune, întâlnirea nu ar fi fost întâmplătoare și că la nivel politic consilierii discută detaliile despre poziționarea demnitarilor în loja VIP. Eu nu cred că au fost surprinși. A fost un fel de mesaj. Planul A a fost acesta. Dacă planul A nu iese, noi avem și un plan de rezervă. Se referea la planul de rezervă în care domnul Nicușor Dan să reprezinte, să fie un fel de, să fie într-un fel reprezentat de PNL, așa cum s-a întâmplat și în 2020. La asta s-a referit doamna Firea. Dacă m-ați auzit, nu știu de conexiune, dar probabil că avem probleme. Da, conexiunea nu a fost cea mai bună, însă încerc să răspund. În politică ne... Vă rog. În politică never to say never. Dumnealor au mai colaborat. Partidul Național Liberal l-a mai susținut odată pe domnul Nicușor Dan, deci nu ar fi o mirare dacă lucrurile au fost înțelese de la bun început. Repet, într-o astfel de lojă, locurile sunt foarte bine stabilite și invitații se știu de la bun început. Dacă domnul Ciucă a picat într-o capcană, e problema strict a domniei sale. Dar, repet, din partea domnului Nicușor Dan, lucrurile au fost știute de la bun început, unde trebuie să stea și ce trebuie să facă, pentru că, repet, în dreapta domniei sale a fost șefa de campanie a domniei sale. Da, doamna Țoiu, știți de vreo colaborare Nicușor Dan, domnul Nicolae Ciucă? Știu că au avut discuții în momentul în care domnul Ciucă era premierul țării și Bucureștiul este un oraș care depinde întotdeauna de discuțiile cu guvernul. Vă reamintesc că am primit practic un oraș în faliment și a fost nevoie de eforturi semnificative din a-l scoate din faliment și aduce investițiile spre termoficare. De altfel, doamna Firea, că a venit vorba, are un istoric de a fi investit mai mult în concerte decât în termoficarea, care deja era într-un stadiu critic. Mi-am adus aminte însă din declarațiile doamnei Firea pe care le-aș citat față de Arena Națională și când dumneaei a fost să-i dea Simonei Halep, cred că un trofeu, și apoi a spus public că oamenii nu huiduiau pe ea, ci pe Simona Halep. Cam la același nivel de absurditate se încadrează și replicile conform căruia Nicușor Dan s-ar ataca pe el însuși cu documente false. Da, în același timp, astăzi au fost niște declarații foarte interesante în care și PSD și PNL au anunțat că vor participa la alegerile prezidențiale. Am văzut declarațiile. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Țoiu, ce se va întâmpla în cazul USR? Din punctul meu de vedere, și acum vorbesc din punctul meu de vedere ca vicepreședinte USR, eu cred că Cătălin Drulă este cea mai bună opțiune de candidat. Noi avem nevoie să hotărâm asta în cadrul Alianței Dreapta Unită. Motivul pentru care n-am făcut-o încă este pentru noi este foarte important acum să oferim soluții bune românilor pentru primăriile lor și este o discuție pe care o vom avea ulterior. Ca să înțelegem, după ce au loc cele două alegeri, europarlamentare și locale, urmează negocieri în privința unui posibil candidat din partea ADU, Alianța Dreapta Unită? Noi ne dorim un candidat comun, da, pentru că mesajul nostru pentru români este că avem nevoie de o dreapta unită, de o dreapta autentică, ceea ce noi considerăm că atâta timp cât PNL-ul sub conducerea domnului Ciucă și a domnului Bode, din nou, cere voturi la propriu pe aceeași listă cu PSD-ul, nu mai este. Mai ales măsurile cu mărirea taxelor, scăderea puterii de cumpărare, poverile din ce în ce mai mari pentru mediul privat. Deci, din punctul nostru de vedere, da, la prezidențiale, ce ne dorim și obiectivul nostru este să avem un candidat unic al Alianței Dreapta Unită și a celorlalte partide care vor să vină alături de noi, dacă sunt niște partide care au un istoric, o ideologie și un plan de viitor de dreapta focusate pe fonduri europene și modernizare. Da, domnule senator, doamna Oana Țoiu spune răspicat, crede că, și este părerea dânsei, domnul Drulă ar trebui să fie candidatul USR. Eu eram curios de părerea dumneavoastră. Cine ar trebui să fie candidatul PSD? Președintele partidului Marcel Ciolacu. Deocamdată dânsul a spus că această decizie va fi luată după alegeri. Când anume? După data de 10 iunie se va intra pe acest scenariu al alegerilor prezidențiale, așa cum este normal. În acest moment toată lumea este preocupată de ceea ce se întâmplă la alegerile locale, pentru că ele sunt cele care îți arată foarte clar unde te situezi ca și partid, unde ești tu
în ceea ce înseamnă opțiunea de vot a românilor. După data de 10 iunie, cu siguranță că se va intra pe acest scenariu al alegerilor prezidențiale. Nu-i mai puțin adevărat că vor exista discuții și cu colegii noștri de alianță cu Partidul Național Liberal, însă, din punctul meu de vedere, candidatul la alegerile prezidențiale nu poate fi decât președintele partidului, iar acesta este Marcel Ciolacu. Da, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile acordate. Punem punct emisiunii din această seară, Vocile care contează. Rămâneți alături de noi la Fix. Jurnalul va fi prezentat de colega mea, Miruna Mihailovici.